votul alianței. A fost, are 32 de nu mandate. Nu a poporul, a popor, 30 de mandate are partidul lui. Dar ca prim-ministru are votul deputaților Pele de Mie, PD și Pele. Și nu a poporului. Nu e ales direct. Să urc sus, noi stăm jos. Peste câteva timp, mă invit cine conducea, domn președinte, vă rugăm să vă urcați sus. Mă urc sus, mi-arată un stau, domnul prim-ministru, așa cum place dumnealui, european fiind, felicit toată lumea cu sărbătoarea vinului, îmânează premiul care câștigătorului și se închide sărbătoarea. Și eu, ca un, să nu spun puncte, puncte, cobor de sus, cu ceilalți doi puncte, puncte jos, ne invită lumea să dansăm în horă. E frumos așa? Asta e. Și asta nu e prima dată, nu e istorie. Asta nu e prima dată. Exemplu, ne întâlnim la domnul Timofti, în sfârșit, pe toate astea. Și apropo, eu l-am rugat domnul președinte să ne adune, să ne convoace înainte de votul de lege cu privire la lichidarea funcției prin vice. Și a lăsat-o special după. Înainte trebuia să ne adunăm. Credeam când s-a votat legea, gata. Era clar că nu se mai oprește războiul. Ne întrunim, discutăm, ne spunem punctele de vedere. Eu am spus atât, spun ce am spus, nu spun ce alții. Zic, domn președinte, nu mai vin la această masă până domnul prim-ministru nu înaintează candidatura la funcția de ministru a tineretului sportului, dr. Vean Țăicu, și nu numești prin hotărâre de guvern pe domnul Ion Ciobanu, șef la Mulțilva. Și încă patru funcții. Prefectul de Ungheni, pentru că am avut o cucoană, mă scuzați vreo de expresie, și că ziua femeilor să nu super, dar așa... E mâine ziua femeilor. Da, o cucoană care a trecut la Pele de Mie, treaba ei că a trecut. Dar funcția revine nou, după partajare. Și nu vrea să o dea, a pus omul lui. Și încă patru subprefecți. Telenești, îmi pare că Olăra și nu știu care. Zic, toate ale noastre sunt. Deci că dacă noi ia că avem acolo comisii, domnule, că nu ne înțelegem cu alte probleme, e una, este o fost a peleului și până ele nu sunt puse în funcție, eu nu mă așez la masă. Și două le-a rezolvat, dar patru nu. Șeful fiscului ne revine nou din 2009 pe Chișinău. Semna foarte mult șeful fiscului pentru Chișinău, că nu era ceea ce este din Chișinău, ce are loc acum. Și îmi spune, dar voi ați numit la ecologie și revin lor. Zic, da, noi am numit, dar noi am numit în 2012. S-a înținut funcția care revine vouă, a fost unul dintre mari, din lucrători care erau. Zic, mai omule, crezi să înțelegi odată și odată, că așa, asta nu înseamnă echipă. Și am dat exemplu. Și ce zici, Timofte, atunci? Ascuzați, am să vă spun acum. Dumnealui stă și ascultă, și poate să zic. Și am dat exemplu, zic, uite, am fost la aniversarea 40 de ani, colegul meu, liberal din Germania. Președintele Partidului Liberal, vicecancelarul Germaniei. Și mulțumindu-i doamnei Merkel, tuturor pentru felicitări, spune, noi cu doamna Merkel ne sunăm și noaptea, indiferent de oră, dacă cere țara, avem probleme. Și eu stăteam și zic, doamne, oare chiar așa e de greu ca și la noi să fie așa ceva? Păi ce nu sunați când apar probleme? Păi, dar la noi este imposibil să discuți. Dar știi poporul, știți dumneavoastră cetățeni că noi cea mai gravă, cea mai grea problemă, problema Transnistriei, noi n-am discutat-o niciodată în cadrul Consiliului Alianței. Dar ați întrebat vreodată pe domnul Filat dar ce discut cu domnul șef? L-am întrebat. Și ce a spus domnul? Și a zis, nu vă temeți, că nu trădez. Păi, iată răspunsul. Dar știți dumneavoastră, mați cetățeni, că nu cunosc absolut, să pledez pentru aceste trei acorduri, acord de asociere, acord de liber schimb și aprofundat, adică piața și libera circulație, dar n-am văzut și nu cunosc conținutul acestor. Și știu că sunt niște clauze foarte proaste pentru Republica Moldova. Și iată de ce plec la Bruxelles, mă întâlnesc cu raportorul pe acest, cu colegul meu liberal, cu domnul Watson, plec duminică să mă întâlnesc luni, să văd eu că așa nu poate să meargă. Treaba asta e, noi nu suntem candidat în membru a Uniunii Europene, noi suntem stat în vecinătate.